Alin Lucian Antochi, fost europarlamentar și secretar de stat în Ministerul Justiției, s-a alăturat joi 5 mai echipei liberale din județul Neamț pentru a contribui cu vasta experiență acumulată la punerea în practică a proiectului Neamț 2020 Roman 2020, care vizează dezvoltarea județului. Primarul orașului Roman, Laurențiu Leuranu, a declarat că este mândru să anunțe că echipa liberală va avea în rândurile sale un romașcan și un om ca Alin Lucian Antochi. Un om care odată plecat la București nu a uitat de unde provine, ci s-a întors mereu, atât cu gândul, cu vorba, dar mai ales cu fapta, către locurile din care a plecat. Iar aceste lucruri pozitive, sigur că întrunesc aprecierile celor din acest domeniu care activează în Roman, în special, și în Neamț în general. Îi urăm bun venit în echipa noastră, ne bucurăm foarte mult să-l avem alături. Și președintele PNL Neamț, Mugur Cosmanciuc, a salutat decizia lui Alin Lucian Antochi de a veni în echipa liberală pentru a pune în practică proiectul Neamț 2020 Roman 2020. Eu, împreună cu domnul primar Leuranu, suntem împreună pe un drum care nu este definit de o competiție electorală, ci este, cred că, definit de speranța ca Neamț 2020, Roman 2020, să devină modele de dezvoltare economică, socială și chiar culturală, putem să spunem. Și am să mă refer pe scurt în astăzi, pentru că împreună cu domnul primar vom mai veni în fața dumneavoastră cel puțin de câteva ori, nu doar în această campanie electorală, pentru a lua câteva proiecte pe care le vom lansa în dezbatere și prezenta. Principala prioritate a echipei PNL o reprezintă infrastructura rutieră, unde Romanul să fie un pilon în dezvoltarea județului și atragerea de noi investitori. În această formulă, de care, așa cum a spus domnul primar, subliniez și eu, veți auzi foarte mult timp, atât la nivel local, la nivel județean, la nivel regional și la nivel național. Leuranu, Cosmanciuc vor fi un model, un tandem pentru a defini un Roman puternic la nivel regional, un Neamț puternic la nivel național. În acest sens, împreună ne asumăm să ne implicăm, să putem vorbi despre infrastructură, adică autostradă care se lege Moldova de Transilvania, un culoar de acces rapid din nord spre sud, Suceava, București, și mai ales să susținem împreună să avem la nivel de județ Neamț un master plan al infrastructurii rutiere care să permită o dezvoltare echitabilă. Alin Lucian Antochi a explicat că performanța și experiența celor din echipa liberală din Roman și din Neamț au fost doar câteva dintre motivele care l-au făcut să devină membru PNL. Am stat și am urmărit un pic viața politică din Roman, din Neamț. Sigur că sunt un oarecare cunoscător a acestor realități politice, fac lucrul ăsta de foarte mult timp și, așa cum știți, politica este un virus netratabil. Era evident că voi face la un moment dat pasul înapoi spre această zonă, pe care oarecum am părăsit-o fiind mai mult tehnocrat în activitatea pe care am avut-o la Ministerul Justiției. Dar am făcut acest lucru acum pentru că am vrut să vedem un pic cum se așează lucrurile pentru această campanie care urmează. Am să văd listele de candidați, să vedem proiectele, că asta e cel mai important. Pentru că, până la urmă, politica este cu și despre oameni. Și cred că principalul lucru pe care am vrut să-l regăsesc a fost calitatea oamenilor și ceea ce intenționează ei să facă pentru județ, pentru oraș, pentru noi toți. Liderii liberali au precizat faptul că intrarea în echipa pentru Roman 2020 a fostului europarlamentar nu a avut legătură cu vreo negociere pentru o funcție publică. De altfel, Lucian Antochi a precizat faptul că după rezultatele de la alegerile locale din luna iunie se va dezbate oportunitatea preluării sau a candidaturii sale pentru o funcție publică.